Dragii mei, iată-ne aici, înaintea lui Dumnezeu, continuăm să stăm în fața cuvântului Său. Această epistolă a lui Pavel către Efeseni și această temă pe care noi astăzi o avem, în care putem să vedem relația dintre soț și soție în Biserica lui Hristos, în Biserica lui Dumnezeu. Privim la tot ceea ce Apostolul spune aici strict pentru soții, strict pentru bărbați, pentru soți, în contextul acesta în care el, întemnițat al lui Hristos și apostol al neamurilor, în această scriere către efeseni, prezintă în detaliu, cu lux de amănunte, tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru omenire, tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru biserică. În acest context citim și înțelegem această temă spre care ochii noștri sunt chemați astăzi să privească. Dumnezeu Cel care, potrivit planului său, din moarte ne cheamă pe noi, morți în păcate și în greșeli, datorită dragostei lui nespus de mare să fim vii pentru Dumnezeu, și vii pentru Dumnezeu să formăm Templul Spiritual al lui Dumnezeu. Nu mai este Templul lui Dumnezeu, acea clădire impozantă. Nu, iată Templul lui Dumnezeu în care coboară Duhul și Slava lui Dumnezeu. Suntem noi toți cei care am fost răscumpărați de Dumnezeu prin Hristos, Fiul Său și de acum. Pietre vii formăm acest templu. Dacă ne uităm în capitolul 2, versetul 21 Efeseni, uitați și apostolul spunea: în el toată sclădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el, prin Isus, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Acesta este planul pe care îl are Dumnezeu cu privire la voi, cu privire la noi. Evident că acest templu, într-adevăr, să fie funcțional, Dumnezeu, Duhul Sfânt, să poată să-L locuiască. Dragii mei, noi trebuie să ne purtăm nu oricum, ci trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. E atât de important, vedeți, pentru Apostolul Pavel, cum ne relaționăm unii la ceilalți. Pentru că funcție de relaționarea noastră, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va putea să fie între noi. Sau dacă relaționarea noastră va lăsa de dorit, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va mai ajunge să fie între noi. El e cel care, vedeți, spune să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. El e cel care, în mijlocul vostru, vrea să viețuiască, în mijlocul vostru și cu voi, Vrea să comunice și să trăiască. Și pentru ca lucrul acesta să se întâmple, voi trebuie să fiți buni unii cu alții, miloși, iertându-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Insist Apostolul asupra planului pe care Dumnezeu îl are. Are și lanțuri are și lacrimi în timp ce scrie epistola și are și trimiterea din partea lui Hristos să fie apostolul neamurilor, aducând planul lui Dumnezeu pentru neamuri, pentru cei dintre păgâni, planul lui Dumnezeu să fie o realitate, să fie o trăire vie. Evident, el, vedeți, e cel care continuă și face un pas următor. Dacă între noi trebuie să fim buni, miloși, iertători, cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi, evident că El are în vedere și familia. Are în vedere și familiile noastre. Pentru că dacă vedeți lucruri rele, se pot întâmpla. Între credincioși, până oară, și în felul acesta să fie exclus Dumnezeu datorită a ceea ce se întâmplă prin prezența Duhului Său, întristat fiind, o oh, și în familie poate Duhul lui Dumnezeu să fie întristat. Și atât de acum doi credincioși, soț și soție, care l-au întristat pe Dumnezeu în familie, Venind la închinare, bună oară, venim pentru slujire. Venim fratele pentru predică, venind sora pentru a cânta, a recita, a face lucrarea lui Dumnezeu. Datorită faptului că în familie de acum a fost întristat Duhul lui Dumnezeu. S-a retras Duhul lui Dumnezeu. Cât din predica, din cântarea, din poezia vedeți care se dorește a fi o slujire, mai are cu adevărat valoare, mai are cu adevărat ungere. El e cel care dorește atât de mult ca și în familie, vedeți, lucrurile să fie așezate pe coordonate normale, pentru ca în felul acesta să n vă prilej diavolul să nu prindă prilej diavolul. El o spune repetate rânduri, vedeți în epistola aceasta, mâniați-vă și nu păcătuiți, să ne apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Și imediat, vedeți, după ce învățătura lui are în vedere purtarea nevestelor, are în vedere purtarea bărbaților, chemându-ne pe toți să ne supunem, pentru că în versetul 21, practic, așa începe: Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, continuând mesajul lui pentru cei care sunt părinți, pentru cei care sunt copii, pentru cei care sunt robi, pentru cei care sunt stăpâni. Vedeți El concluzionând că este atât de important cum fiecare se comportă, datorită faptului că noi avem de luptat nu împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva... Duhurilor răutății care sunt în locurile Cerești. Și ce te faci dacă, iată, diavolul a luat prilej și tocmai în familia ta lucrează? Ce te faci dacă duul de răutate, durele răutății au prins momentul și tocmai în casa ta își fac lucru? Vedeți, atunci când lucrul acesta se întâmplă, nu mai vorbim aici de prezența divină a Duhului lui Dumnezeu. Nu mai vorbim aici, eu știu, de bucuria care vine de la Duhul lui Dumnezeu, de viața, de entuziasmul care le conferă și le transmite Duhul lui Dumnezeu. Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Nu, nu mai vorbim de lucruri dintre acestea, vorbim de altfel de lucruri. Vorbim de lacrimi, vorbim de suferință, Vorbim de amărăciune, vorbim de suflete care efectiv au pierdut sau sunt pe cale să piardă ungerea lui Dumnezeu. Am putea să spunem, cred, fără să greșim, cele mai mari răni și cele mai mari dureri le poate trăi un om în propria familie. Nu sunt dureri mai mari și lovituri mai adânci decât lovituri și răni încasate în casa pe care omul și-a construit-o sau în care s-a născut. Uitați și citim în cartea profetului Zaharia, capitolul 13, versetul 6. Citim aici. De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? Și uitați răspunsul. În casa celor ce mă iubeau, le-am primit aceste răni care le am pe mâini. Dacă ne uităm și în cartea profetului Maliahi, vedeți, putem să vedem același lucru. Uitați ce noi citim în capitolul 2, cartea profetului Maliahi, versetul 13, Dumnezeu este Cel care vorbește și se adresează poporului Său. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi, altarul Domnului. Cu plânsete și gemete. Așa încât El nu mai caută la darurile voastre de mâncare. Și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. De ce? De ce altarul Domnului este acoperit cu lacrimi, plânsete și gemete? Și în momentul când altarul este acoperit cu atâta mărăciune, el nu mai poate să primească nimic din ceea ce înseamnă jertfă pentru Dumnezeu. Nimic din ceea ce înseamnă lucru pentru numele lui Dumnezeu. De ce? Uitați dumneavoastră ce citim în versetul 16, cât de pe înțeles spune lucrurile Dumnezeu, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, pe cel ce se comportă cu violență în familia lui, zice Domnul oștirilor. Lucrul pe care eu le urăsc, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Vedeți, atunci când despărțirea, practic, este realitatea dintre soț și soție, separarea, distanțarea, în același timp, distanțarea, separarea atrage mereu agresivitate verbală, agresivitate în atitudine, răspunsuri răutăcioase, răspunsuri pline de cruzime. Lucrurile acelea, vedeți, sunt răni atât de puternice pentru cei doi care până atunci au format o familie. Și rănile acelea, vedeți, sunt atât de profunde încât în fața altarului lui Dumnezeu, la Templul lui Dumnezeu, nimic din ceea ce se slujește acolo nu poate să primească Dumnezeu. Iată în ce context cuvântul acesta pe care noi astăzi l-am citit, vine înspre noi, cei care am format o familie, spre cei care vor, vrem să formăm o familie, și sunt câteva lucruri care ni se spun atât de pe înțeles fiecăruia dintre noi, ca noi să înțelegem ce avem de făcut în casele noastre, ce trebuie să ținem cont în familiile noastre, ce trebuie să respectăm, pentru că amărăciunea să stea departe de ființa noastră. Și noi să fim acei oameni, acele suflete care participăm activ în prezența lui Dumnezeu, depindem de harul lui Dumnezeu, lucrăm prin Duhul lui Dumnezeu, construim templul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu! Uitați ce noi citim în Evrei, poate ar merita și această referință. Evrei, capitolul 12, versetul 15. Luați bine seama, Evrei 12 cu 15, ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie în de Odată amărăciunea în familie instalată, odată amărăciunea în familie gustată, iată sufletul nu se mai bucură de harul lui Dumnezeu, nu mai este însoțit de Duhul lui Dumnezeu, nu mai poate să facă lucrarea lui Dumnezeu, nu mai poate să zidească templul lui Dumnezeu. De aceea e atât de important pentru fiecare dintre noi ce facem în casele noastre? Cum procedăm în familiile noastre? Cum lucrăm în relaționarea noastră cu ai noștri? E de viață și de moarte pentru fiecare dintre noi. Bună oară, vedeți aici, când ne uităm în capitolul 6, Efeseni. Cu siguranță, capitolul 6 va fi citit duminica viitoare. Uitați ce spune în versetul 4. De data asta, relația părinți-copii, copii-părinți. Uitați cât de atent este apostolul, ca nici acolo să nu fie mânie. Nici acolo să nu fie vrăjmășie. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu-i exasperați. Nu. Voi creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. De ce? Pentru ca mânia să nu se așeze într-o casă, într-o familie, familia respectivă să poată să fie o piesă importantă din templul lui Dumnezeu și alături de alte familii, iarăși locuite de Dumnezeu, să formeze Biserica lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, vedeți, pentru ca lucrurile astea să poată să fie împlinite, aceste deziderate să fie atinse, cred că sunt două lucruri vitale de care familia trebuie să țină cont. Unul din lucruri îl are în vedere. Pe neveste, pe surori, și cel de-al doilea lucru are în vedere pe frați, pe bărbații care sunt capul de familie din familiile lor. Când mă uit la lucrurile acestea, vedeți, îmi dau seama că la multe mormânt, la multe căsătorii s-au predicat. Am predicat din textul acesta de multe ori căsătoriile, mirii care vin în biserică și la Siget și în alte localități cu diferite prilejuri. Eu știu când ne-am bucurat în biserică să avem cununie, să avem nuntă. Știți ce am observat? Am putut să observ mirat. Lucrurile care le-am spus atunci și astăzi vreau să le spun, pentru că sunt aceleași, am putut să văd peste ani că familiile nu le-au respectat. Unele dintre familii. Nici soția n-a ținut cont de ce am zis, nu eu am zis, Dumnezeu zice, și nici soțul n-a ținut cont de ce Dumnezeu a zis, Dumnezeu zice. Și să trebuiască, din preună cu alți frați, să vizităm familiile în cauză, să facem consiliere, să încercăm să salvăm familia de la divorț. Să încercăm să, eu știu eu, să aducem vindecarea lui Dumnezeu, să aducem motivații. Și în moment ce făceam, în timp ce făceam aceste lucruri, să văd și să-mi aduc aminte că tocmai lucrurile care s-au predicat la conunia lor, ei le-au călcat în picioare. Și vedeți, primul lucru care Pavel îspune spune aici nevestelor este ca ele să fie supuse insistă apostolul pe acest aspect. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. căș bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Încolo fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine. Și nevasta să se teamă de bărbat. Și am putut să văd familie la care s-a predicat acest cuvânt. Cu soție nesupusă cu soție care trecea peste soțul ei, îl sfida ca și persoană, ca și personalitate, ca și statut care îl avea, efectiv, aroganță, sfidătoare, să nu zic tupeu, și mai apoi să-ți dai seama că lucrurile nu merg bine, că lucrurile nu sunt așa cum ar vrea Dumnezeu. Asta e ceea ce vedeți nevestelor Dumnezeu țină să transmită. Nu e aici o învățătură, vedeți, misogină. Ce înseamnă lucrul ăsta? Când cineva urăște femeia. Când cineva disprețuiește statutul femeii. Nici vorbă. Dacă este să ne uităm, vedeți, la rugăciunea pe care o înălțau evrei pentru trei lucruri. Pune-te rog, Galaten, capitolul 3, versetul 28. Mulțumiau ei lui Dumnezeu că sunt iudei și nu sunt păgâni, că sunt liberi și nu sunt sclavi, că sunt bărbați și nu sunt femei. Nu, Dumnezeu nu are în vedere o îndepărtare și o excludere a ceea ce înseamnă feminitatea, a ceea ce înseamnă femeia în casa ei. Uitați dumneavoastră cum corectează apostolul această rugăciune pe care evreii o făceau în Hristos. Nu-i iudeu sau grec, rob sau slobot, parte bărbătească, parte femeiască, în Hristos. Sunt una toți în Hristos. Dacă este să ne uităm cum Domnul s-a relaționat față de femeile și statutul lor atât de exclus în Israel, putem să vedem că n-are nimic a face, Doamne păzește, cu ceea ce înseamnă excluderea Femeii, cuvântul ei din viața de familie. Maria Magdalena e prima dintre în învierii. Pentru că Domnul Hristos a văzut ceva special în inima ei, cu adevărat ceva special era în viața ei. Dar lucrul acesta l-a lăsat Dumnezeu, așa trebuie să fie. De ce așa? Cu siguranță că s-ar putea spune multe lucruri, cu siguranță mai multe lucruri ar, pu ar, putea fi enunțate, dar poate dacă ne uităm în 1 Timotei capitolul 2, uitați-vă două argumente pe care apostolul le are, capitolul 2, versetul 12, 1 Timotei capitolul 2, versetul 12, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și auziți acum motivele. Întâi a fost întocmit Adam. Și apoi a fost întocmită Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Iată ce argumente are. Ca între doi egali, între doi cu aceeași valoare, vedeți, când ai doi cu aceeași valoare, nu poți să ai unul în identitate. Unul, totuși, unul, totuși, să fie capul celuilalt. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fi, dacă stăre cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Astea sunt argumentele apostolului. Dacă este să ne uităm, putem să o vedem ca un vas mai slab. În ce sens? Emoțiile, dragostea ei, fidelitatea ei față de copii, față de familia ei, este una extraordinară. Poate o femeie să-și uite copilul pe care l-a născut? O femeie, nu zici un bărbat. Nu, nu poate să-l uite. Pentru că sentimentele ei sunt deosebit de profunde. Dragostea ei este nespus de mare. Și tocmai aici, probabil, putem să spunem lucrul acesta pentru ca să se realizeze un echilibru în Templul lui Dumnezeu. Să se realizeze o egalitate dintre familiile Bisericii lui Dumnezeu. Vedeți, e nevoie de bărbat care să conducă. E nevoie de bărbat care să fie cap. El nu va merge în sentimentele lui, eu știu, în felul în care o mamă merge pentru copiii ei. Va reuși totuși să aibă un echilibru, va reuși totuși să se detașeze sau trebuie să facă lucrul acesta. Și astfel, în conviețuire și bună înțelegere, cu toții să conviețuiască. Dar ceea ce Dumnezeu spune aici este nenegociabil. Nu se poate negocia. Iar dacă cineva negociază și trece peste ce, zice Dumnezeu, eu consider, consider că este într-un mare pericol. Casa, vedeți o femeie, casa ei și o poate pune într-un mare pericol. Așa bună oară cum citim, uitați ce citim în Cartea Proverbe, noi citim despre faptul că o femeie, versetul 1 din capitolul 14, o femeie înțeleaptă își zidește casa dar o femeie nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. O femeie trebuie să fie supusă. Asta e chemarea ei. Nu înseamnă, vedeți, că vorbim aici, nu știu, de de a nu o privi bine, de a nu înțelege valoarea pe care o are, de a o nesocotica și personalitate, nici vorbă de așa ceva din potrivă, Biblia dă personalității femeiești o valoare pe care societatea nu i-a dat-o. Îi dă o valoare deosebit de mare, dar nevasta trebuie să fie supusă bărbatului ei. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nevasta să se teamă de bărbatul ei. Aș zice aici, am putut să văd acea situație în care, eu știu, soțul timorat cedează conducerea familiei în mâna soției. Ceva foarte greșit. Intimidat de personalitatea ei. Copleșit de dragostea ce o are în inimă pentru ființa ei. Renunță la a mai conduce singur familia. Și o lasă pe ea în poziția de conducător. În poziția de cap, ceea ce este atât de greșit, ceea ce poate să atragă consecințe atât de dureroase pentru o familie. Nevasta este chemată să fie supusă bărbatului. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Evident că nu avem timpul necesar și vreau să închei la timp. Dar dacă este să ne uităm într-o comparație vasti și estera, estera și vasti, vasti care aruncă pe jar un imperiu întreg datorită nesupunerii, datorită sfidării bărbatului ei care nu i-a cerut mare lucru, decât să vină cu acea cunună împărătească datorită statutului care îl avea, datorită frumuseții care o avea, să vină în fața mai marilor lui, mai marilor demnitarilor lui. Și vasti, într-o atitudine de nesupunere crasă, își ignoră bărbatul, îi nesocotește poziția de conducător de cap și sfidează porunca pe care el a dat-o. Când mai mari vremi de atunci, cei șapte sfernici pe care avea împăratul, pun la cale ce s-a întâmplat și ce s-a făcut. Ei sunt cei care trag concluzia. Lucrul ăsta poate nenoroci un imperiu întreg. Și priviți-o pe estera care vine după ea ca împărăteasă, cât este de departe de tot ce înseamnă nesupunere. Supusă la milimetru. Supusă. Ajunge împărăteasă, să intre în grațiile împăratului și să se bucure de acest privilegiu, continuând să asculte de Mardoeu, verișorul ei, care o fiase pentru că părinții ei murise amândoi. Supusă. Când intră în casa împăratului ca fiind una dintre femeile frumoase, fetele fecioare frumoase, alese pentru ca, eu știu, în perspectiva de a fi împărăteasă, intră în mâna acelei famen care se ocupa de ele, îi atât de supusă și în fața famenului. Din moment ce ele intrau acolo, în urma a șase luni, când trupul era uns cu mirosme, cu parfumuri, cu uleiuri milositoare, putea de acum să ia orice vroia ea când se înfățișa înaintea împăratului. Supusă fiind, nu vrea să ia nimic din ceea ce putea lua decât ceea ce i s-a spus de către famenul căpetenie să ia. Nici nu te miri că împăratul acesta ai cucerit de ea. Nici nu te miri că împăratul acesta, dincolo de frumusețea ei fizică, de care iată se bucura, se bucura, era vădită frumusețea ei, împăratul și cei de lângă împărat, pentru că toți îi dau cinste, toți îi dau prețuire, Bun, cu toții. Stăm în fața unui suflet minunat. Stăm în fața unei personalități feminine deosebit de frumoase. De aceea e atât de important ca o soție. E atât de important ca o fată. E atât de important ca o, o, o adolescentă o să fie supusă. E atât de important lucrul ăsta. De fiecare dată atunci când vei întâlni o tânără, o adolescentă, o soție nesupusă, care nu se supune, caracterizată de aroganță, caracterizată, eu știu eu, de superioritate, nu mă supun, eu nu mă supun. Și lucrul acesta, vedeți, poate fi văzut, pentru că nu numai în familie se cultivă lucrul acesta. De aici, din familie, plăcând, unor o fată care nu se supune părinților ei. O soție care nu se supune soțului ei. Ea va ieși în societate, va ieși în adunare, se va relaționa cu prezbiterii bisericii, se va relaționa cu liderii de tineret, se va relaționa cu profesorii care la școală îi are. Nesupunere. Nesupunere. Vedeți, lucrul acela nu atrage prezența lui Dumnezeu într-un asemenea suflet. Ba, din contră. Din contră, exclude și îndepărtează tot ceea ce este Dumnezeiesc și tot ceea ce este Dumnezeu. Am putut să văd mesaje din partea Domnului când tinere purtau pe cap un batic, dar îl purtau invers. Și într-un mod, vedeți, simbolic, prin mesaje care Dumnezeu le transmite, cu, cu, alte cuvinte spunea, ea arată și înfățișează o anumită supunere, dar este total nesupusă în inima ei. Și pentru că este nesupusă în tot ceea ce face, binecuvântarea mea nu poate fi peste ființa ei. Cu siguranță că ar trebui să vorbim de obligativitatea care are bărbatul, nu o să atac acum acest al doilea aspect, pentru că chiar vreau să încheiem, dar n-aș vrea să încheiem fără să citim în încheierea acestor lucruri atât de clar punctate în Sfânta Scriptură, din 1 Petru capitolul 2, Uitați versetul 23 ce citim. Cuvinte care îl caracterizează pe Domnul nostru, el însuși atât de supus. El n-a dat dovadă de aroganță, de tupeu, de sfidare a nici unei autorități. Nu, el nu a fost caracterizat de așa ceva. Ba din contră, ba jocurit, pentru că inima lui era de așa natură. Nu răspundea cu bat jocuri. Chinuit! Nu amenința, ci din contră, se supunea dreptului judecător. Cu siguranță, atunci când suntem loviți, suntem, asta l-a dat gata și pe tâlharul de pe cruce. El care a furat atâția oameni, a jegmănit atâția oameni, atâtea tălării, îl blestemau, îl înjurau. Și at aici, unul care pentru torționarii să-i se ruga. Și pune-te rog versetul 1 din capitolul 3, plecând de aici modelul Iisus, versetul 1, uitați ce citim, tot astfel nevestelor. Cum astfel? Ca și Iisus. Astfel. Fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, auziți ce fel de trai, curat și în temere și în supunere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podobe de aur, în îmbrăcarea hainelor. Nu, ci să fie omul ascuns al inimii. În curăția nepieritoare, auzi ce curăție, niciodată nu moare curăția asta. A unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse, erau supuse, erau supuse bărbaților lor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze toate soțiile din biserica noastră, toate mamele, toate adolescentele, Dumnezeu să le binecuvinteze, amin? amin. Și să dea, să dea ființei fiecăreia dintre ele chipul lui Dumnezeu. Un chip, un chip căreia nu-i reziști. Un chip de o frumusețe pe care lumea nu o are. Lumea nu are această frumusețe. Dar iată, Copiii lui Dumnezeu se învrednicesc să fie atât de frumoși înaintea lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați și cu toată adunarea să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru această zi ne încredințăm în mâna Lui, slăvit să fie numele Domnului. Cu toată adunarea mulțumim lui Dumnezeu.